Culturile au fost afectate grav de diferența uriașă de temperaturi dintre zi și noapte din ultimele 6 luni, care uneori a fost și de 15 grade Celsius. În zonele în care grâul era pe un sol mai nisipos, începuseră să producă fenomene de ofilire și chiar moartea plantelor. Rapița la fel este, suferă la ora actuală, semne bune anul n-are. Rezerva de apă în sol este ca și inexistentă, vom semăna porumb și floare în uscat. Seceta a lovit cel mai puternic vestul și sudul României. Nu a nins aproape deloc, iar cele mai afectate au fost culturile de grâu, orz, rapiță și floarea soarelui, care au nevoie de zăpadă ca să reziste la ger. Chiar m-am întâlnit cu mulți dintre fermieri și mi-am notat câteva chestiuni. Datorită temperaturilor ridicate, sunt insuficient de bine călite și că s-ar putea să fie o problemă cu înghețul în lipsa stratului de zăpadă. Deși am avut pentru prima dată, da, strat de zăpadă în zona de sud și sud-est a țării, nu va compensa deficitul acumulat anterior, pentru că vorbim de fenomen de secetă puternică și extremă încă din toamna anului 2019. Pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova vorbim de precipitații sub ceea ce ar fi normal să înregistrăm în această perioadă. Niciun fermier nu a cerut până acum despăgubiri. În momentul în care o vor face, pagubele vor fi verificate de către o comisie. Ministerul Agriculturii plătește 70% din polița de asigurare a producătorilor care vor să își asigure recoltele, iar anul acesta a alocat un buget de 40 de milioane de euro.